Balanță. În prima lună a anului te vei bucura de multă atenție din partea partenerului de viață. Cu toate acestea, câștigurile se vor ține departe de tine și datoriile rămase după sărbători vor fi dificil de achitat. În februarie vei avea o bună relație cu membrii familiei și toți te ajută prin casă să soluționezi problemele căminului. Pe de altă parte, în afara casei nu vei fi bine văzut de nimeni și nu vei fi bine primit nicăieri. Martie va fi o lună cu bune sau rele în funcție de alegerile tale. Astfel, dacă îți propui să realizezi obiective care nu sunt în general în folosul tău personal, succesul va fi de partea ta. Dacă, în schimb, te gândești numai la binele tău exclusiv, eșecul nu va întârzia să apară. În luna aprilie, cei din jur te vor asedia cu vești bune și primești aprecierea la care visai din partea lor. Cumva, partenerul devine gelos pe această apreciere și va cere mai multă atenție, astfel izbucnind conflicte neașteptate. În luna mai, prietenii și colegii de muncă vor fi alături de tine și toată lumea te va lăuda. Te vei bucura de recunoștință din partea tuturor. Dincolo de asta, șefii tăi nu-ți vor oferi încă promovarea bine meritată și vei avea de furcă în carieră. În luna iunie, faptele tale bune din trecuții se întorc în zecit și parcă lucrurile merg pe un făgaș prielnic. Cu toate acestea, problemele de acasă îi vor face pe cei din familia ta să te considere principalul vinovat de starea de fapt din cămin. În luna iulie îți rezolvi minore sau majore probleme de sănătate cu ușurință și ai mai multă vitalitate decât la începutul anului. Din păcate, această energie este judecată de cei din jur și parcă nu poți să îți comunici starea de bine. În august, banii și orice alt câștig material vor ajunge la tine cu puțin efort din partea ta. Te vei bucura de belșug, parcă de nicăieri. Din păcate, universul își plătește niște datorii vechi față de tine și pe alte planuri îți va lipsi cu desăvârșire norocul. În schimb, în luna septembrie, destinul îți va oferi șanse incredibil de faste vieții tale. Și fără prea mult efort, te vei bucura de oportunități pozitive. Nu va fi totuși un moment bun să te distrești să te bucuri de plăcerile vieții. Mai bine profiți de circumstanțele pozitive din existența ta. În luna octombrie, șansele de a avansa în carieră și de a face ce ai visat mereu pentru a schimba lumea pe cât posibil, ți se ivesc nestăvilit în cale. Totuși, nu te aștepta la câștiguri venite de nicăieri. Doar prin muncă poți obține ceea ce îți dorește sufletul. În luna noiembrie este momentul să te bucuri de ceea ce îți aduce fericire, de minciile tale pasiuni, de distracțiile de moment și de timpul petrecut cu cei dragi. Din păcate, sănătatea ta va juca feste și este cam șubredă, astfel încât tu trebuie să-ți găsești echilibrul ca să ai suficientă energie. În luna decembrie, toate eforturile personale, dar și calitățile tale, precum talentul sau afinitățile pe care le ai în diverse domenii, îți vor aduce importante câștiguri materiale. Cu toate acestea, karma ta negativă poate fi activată de faptele tale nu prea bune și te vei confrunta cu circumstanțe deloc favorabile.